Pacea Domnului și bine ați venit în casa de rugăciune. Ne bucurăm să putem da slavă împreună la începutul zilei de sabat Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne bucurăm de asemenea să fim în fața Cuvântului lui Dumnezeu înainte de cina Domnului care va avea loc mâine. Întotdeauna cina Domnului presupune și o pregătire anterioară. Fără o pregătire anterioară, serioasă și personală, cina Domnului nu își îndeplinește scopul pentru care a fost instituit. În această seară aș vrea să adunăm câteva gânduri sub un titlu ceva mai secular. Și anume, cea mai bună guvernare. Știți că, cel puțin săptămâna asta, a fost o foarte mare vânzoleală cu guvernarea, cu schimbarea guvernului, cu moțiune și cu alte lucruri. Iar lucrul acesta pe mine m-a pus pe gânduri. Dar nu pentru că sunt îngrijorat de cei de acolo. M-a pus pe gânduri pentru că, dacă analizăm cu atenție problema, ne vom da seama că, într-adevăr, guvernarea este un lucru foarte serios. Iar cea mai importantă și cea mai bună guvernare din lume este guvernarea de sine însuși. Poți să fii acolo la București câte guverne vrei și cele mai bune și să le facă sfinții din cer. Dacă nu știi să te guvernezi pe tine, mare lucru n-ai realizat. Pentru că în perspectiva mântuirii noastre, guvernarea de sine rămâne cel mai important lucru. Aceste aspecte sunt importante pentru noi, deoarece mâine aș dori ca să putem lua cina Domnului spre binecuvântare. Iar în ce privește soluțiile pentru cea mai bună guvernare, noi nu suntem în criză deloc. Și nu e nevoie nici de moțiune, nu e nevoie nici de schimbări, e vorba mai de bunăvoința de a deschide Scriptura și de a citi principiile cele mai bune guvernări din lume, care este guvernarea de sine. Că înainte de cina Domnului, întotdeauna se spune pe voi înșivă, încercați-vă dacă mai sunteți în credință. Nu e nevoie să intrăm în criză și doar să avem bunăvoința de a deschide Scriptura, pentru că Domnul Iisus Hristos are niște precizări foarte exact în legătură cu aspectul acesta. Și la probleme extrem de complicate, complexe, Mântuitorul nostru are rezolvări la minut. Haideți să citim. Deschideți împreună cu mine să citim un pasaj scurt, dar foarte frumos. Marcu, capitolul 9, cu versetul 33 până la 37. Spune cuvântul Domnului aici, în relatarea evanghelistului Marcu astfel. Apoi au venit la Capernaum, și când era în casă, Iisus i-a întrebat pe ucenicii lui. Dacă vreți, puteți aplica și pentru seara aceasta, că Domnul e prezent și acum, ca și atunci. Despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Nu știa? De ce pune Domnul întrebarea aceasta? Ca să-i conștientizeze de nevoia de cercetare personală. Dar ei tăceau.
pentru că pe drum se certaseră între ei. Și acum erau îndreptați unde? Unde mergeau ei acolo când au ajuns? Poftim? Când a apărut problema aceasta. Ei mergeau spre camera de sus. Da. Se certaseră între ei ca să știe cine e cel mai mare. Cine e cel mai mare? Interesant. Atunci Iisus a șezut jos, i-a chemat pe cei 12 și le-a zis: dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel de pe urmă dintre toți și slujitorul tuturor. Și a luat un copilaș, sau a chemat un copilaș și l-a așezat în mijlocul ucenicilor. Apoi l-a luat în brațe pe copilaș și a zis: oricine primește pe unul în acești copilași în numele meu, mă primește pe mine, și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, și pe cel care m-a trimis pe mine, și așa mai departe. Sigur că, corelând pasajul de aici cu cei din Matei, știm și alte lucruri care sunt date acolo. Dar oricum, găsesc aici, la probleme foarte complexe pentru viața noastră, ni se par nouă că sunt complexe și vrem noi să le facem complexe, rezolvări la minut. Iar copiii lui Dumnezeu, în comparație cu lumea din afară, din punctul meu de vedere, sunt cu adevărat binecuvântați. Așa de binecuvântați încât este de mare mirare că de foarte multe ori nici nu reușim să sesizăm lucrul acesta și ne comportăm cum sunt oamenii din afară. Un filozof, hai să vă spun și numele, Tulsiani, Chirac Tulsiani, important că nu-i prea important, dar el la un moment dat s-a tot zbătut să găsească un sens vieții fără să apeleze la Biblie. Se juca cu ateismul și căuta el un sens pentru viață, dar fără Dumnezeu și fără Biblie. Și a ajuns la o concluzie până la urmă și eu vă citesc concluzia. Ca să vedeți cât de caragios este un creștin care caută să se comporte ca lumea. Ascultați. Viața nu e nimic mai mult decât un autobuz care gonește, nebunește spre cimitir. Poate contrazice cineva? Zice el, cam asta e sensul vieții, după părerea lui. Zice, viața nu e nimic mai mult, e un autobuz mare în care toată lumea gonește, nebunește către o singură direcție. Care? Cimitir. Păi fără Dumnezeu, unde să te duci? Și zice el mai departe, și ciudat, toți călătorii se luptă cu disperare pentru locurile cele mai din față ale autobuzului. Asta mi-a plăcut. Biblia are cu totul altă perspectivă, frați și surori, și anume, perspectiva Bibliei este aceea că viața este tot o călătorie în care se circulă cu mare viteză. Dar e o diferență enormă între cei care sunt în autobuzul spre cimitir și între cei care s-au lipit, s-au atașat Domnului Iisus Hristos în călătoria către Noul Ierusalim. De fapt, nu ai posibilitatea ca să alegi decât între cele două variante. E singura posibilitate. Viața e singura ocazie în care alegi cele două perspective, cele două variante. Ori te duci spre cimitir și acolo se încheie, ori te duci spre Noul Ierusalim, dar pentru aceasta trebuie să ți-l iei de ghid și tovarăș de drum pe Domnul Iisus Hristos. Sigur, din punctul meu de vedere, destinația contează foarte mult și e o mare diferență ca să fii mântuit în împărăția cerului și așezat într-o groapă și la ziua judecății să fii judecat
și mă rog despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna, o diferență enormă. Și cu toate acestea, cei mai mulți oameni fără Biblie, știi ce fac? Nu-și pun problema dacă s-ar putea să-l găsi undeva, cumva, vreo rezolvare. Nu. Pierd timp, mijloace, resurse, pentru un loc mai în față, în autobuzul acela care merge spre Perzare. De unde oare vine această nemintoșie? Această lipsă de analiză, pentru că nu poți să acuzi pe semenii tăi, care sunt în jurul tău, că sunt mai puțin dotați intelectual decât tine. Nu-i cum. Sunt oameni care ne depășesc mult, în multe puncte de vedere. Și ca pregătire scolastică, dar și ca și dotare intelectuală. Și atunci, de unde această nemintoșie? V-ați întrebat vreodată? Știți de unde? Din egoism. Din dorința de a trăi pentru sine. Din dorința de a împinge eu în față și de a-i face o imagine care să fie cât mai arătoasă. Asta era marea problemă a ucenicilor când Domnul Hristos le vorbește despre lucrurile acestea. Să mai fie problema aceasta și astăzi? Să fie necesară de a fi adusă în discuție, de a fi adusă mai aproape de noi, înainte de cina Domnului? Sau noi am terminat-o cu egoismul și suntem altruiși ca Domnul Iisus și interesați să călcăm întru totul pe urmele Lui? Dacă suntem așa, e foarte bine. Și atunci meditația din seara aceasta nu are, mă rog, o altă însemnătate decât eventual să ne stimuleze puțin gândirea și să ne țină treji. Pentru că refrenul predominant al lumii este preamărirea eu-ului, iar cântecul generației noastre este permanent acesta, generațiilor fără Iisus, acesta este. Eu, mă rog, dau din coate, ură, neînțelegeri, mă rog, denigrări, minciuni. Poți să-ți iei orice ziar, orice știri, să vezi cum se bălăcăresc unii pe alții și toți sunt mai buni. Ăștia sunt buni, ceilalți. Vă dați seama ce e acolo? Pe românește s-ar chema dracovenie curată. Curată, nestrecurată. Dar nu ne interesează problema aceasta. Păi mă interesează biserica și mă interesează viața mea. De ce Domnul Iisus Hristos se oprește asupra acestui aspect? Pentru că El știa că și biserica Lui, copiii Lui, care sunt angrenați în această călătorie către împărăția cerului, prin influență sunt într-un mare pericol de a deveni la un moment dat asemănători cu lumea din punctul acesta de vedere. Și El vrea să-i prevină pe cei care chiar doresc mântuirea. E adevărat că Mântuitorul mai multe rânduri spune puțin sunt cei care sunt serioși pe calea credinței. De ce face constatarea aceasta? Uneori e adevărat că Domnul Hristos este mai optimist și spune 5 înțelepte, 5 neînțelepte, mă rog, da. Pentru că urmașii declarației blândului Iisus, ai umilului Iisus, de multe ori sunt și ei prinși în această luptă de proslăvire a eu-ului, ca în caricatura aceea în care, nu știu dacă, m-am arătat odată la o temă, dar cred că era de evangelizare, în care era locul întâi, locul întâi și sus, locul doi și locul trei. Iar unul s-a urcat pe locul întâi, dar nu putea prinde celelalte două locuri și atunci a ocupat cu mâinile acolo într-o situație, într-o poziție foarte caragioasă și pe el scria egoistul. Eu, peste tot, și întâi, și doi, și întâi, acolo, mă rog. Păi în momentul în care ai început să faci așa, deja ești un autobuz care merge și gonește într-o singură direcție a Perzării și dai din coate și te bați și faci de toate ca să prinzi un loc mai în față.
Nu e normal. Oricum, vedeți, oricât de trist ar fi, frați și surori, nu s-au schimbat prea mult lucrurile din timpul când ucenicii, cu aceleași două perspective, cum le avem noi astăzi în față, călătoria spre Noul Ierusalim sau cu autobuzul lumii spre Eperzare, cu luptele acestea fraticide și discuții fel de fel, nu s-au schimbat prea mult și ucenicii se comportă ciudat. Haideți să vă citesc ceva. Tot de aici. Citesc textele dinaintea episodului. Deci, au plecat de acolo, Domnul a scos demonizați, mă rog, a făcut o lucrare extraordinară cu băiatul acela care a fost adus înaintea lui și... Deci, dar noi de ce n-am putut să-l scoate? Păi le-a zis, Domnul, acest soi de demon nu este decât cu post și cu rugăciune. Și au plecat de acolo și au trecut prin Galileea. Iisus nu vrea să știe nimeni că trece. De ce? Simțea o nevoie acută de a învăța niște lucruri extrem de importante pe ai săi. Să învețe că guvernarea de sine, nu guvernarea după care apelau ei. Că Iuda avea ministru de finanțe, că Ioan vrea la dreapta, că celălalt la stânga, că nu știu ce. Și Domnul Hristos vrea să-i învețe că cea mai bună guvernare e alta. Și a început să-i învețe pe ucenicii săi, zice versetul 31. Și le zicea, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor, îl vor omorâ, îl vor batjocori, dar a treia zi va învia. După ce îl vor omorâ, va învia. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea și se mai și temeau să întrebe. Nu ți se pare interesant? Mie mi se pare foarte interesant lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos merge pentru realizarea planului de mântuire ca să oprească acest deznodământ fatal al finalului în cimitir, iar ei nu sunt interesați. Ei vor ca lumea. Ei vor în autobuzul lumii și vor ca să dea din coate și în dreapta și în stânga care este mai grozav. Mai mare. Cine e mai important? Mântuitorul merge la moarte, le-o spune direct ca să înțeleagă și ei parcă surzi. Domnul vrea să-i ajute ca să vadă că relațiile acestea ale autobuzului sunt absurde. Și că ceea ce contează este o guvernare de sine după alte reguli. Și pune în contrast lumea condusă de diavol spre pierzare și cei credincioși conduși de el prin ceea ce urma să facă către Noul Ierusalim. Iar versetul acesta pe care l-am citit de aici este foarte interesant, versetul 33. Întreabă Domnul, despre ce vorbeați unul cu altul? Și știi ce dă raportul? Și cred că așa este adevărat. Dar ei, de ce? Era așa de grea întrebarea? Păi da, până la urmă erau discipolii lui. El era conducătorul. El i-a acceptat în jurul lui și trebuia să aibă o anumită dezbatere. De ce tăceau? Pentru că ei, declarativ, erau cu Domnul, dar în realitate, fără să-și dea seama, au permis unor pusei din acestea egoiste să le stăpânească viața. Niciunul nu răspunde. Vă rog să observați că Domnul Iisus Hristos putea să-i mustre. E adevărat sau nu e adevărat? Sigur că da. Putea să mustre ca niciunul dintre noi, să treacă prin ei și să le spună, dacă vreți, nu numai cuvintele rostite,
dar și conotația lor pe care poate nici ei nu înțelegeau și nu o face. De ce? Putea să le explice cum este cu cele două împărății, cum este călătoria celor credincioși prin Iisus către împărăția lui Dumnezeu și cum este necazul cumplit al celor care urmează pe diavol chiar în viața aceasta. Dar nu o face. De ce? De ce n-a făcut-o? Pentru că uneori, în momentele cele mai importante ale vieții, nu de predici și nu de mustrări avem nevoie. Și avem nevoie de o coborâre noi înșine să vedem dacă relația noastră cu cel cu care am făcut legământ mai este adevărată sau nu mai este adevărată. Asta e pregătirea la Sfânta Cină. Mai ești ceea ce declara la botez sau nu mai ești? De unde luptele acelea, fraticire? De unde polițile acestea? De unde? Încă Domnul Hristos intervine. Domnul Iisus Hristos știa că până ce toporul, cum spune Ioan Botezătorul, nu este așezat la rădăcina pomilor, poți să ții milioane de predici să ajungi, să aduci 100 de Ioan gură de aur. Am vrut să zic o cifră mai mare, dar nu greșeam. Gură de aur. Nu de gură de aur ai nevoie. Ai nevoie de o minte care să-ți arate că guvernarea de sine, după principiile stabilite de Domnul Iisus Hristos în biserică și pentru noi, este cea mai importantă guvernare din lume. Și atunci nici nu știu dacă mai deschizi să mai auzi bălăcăreala din nu știu de unde, chiar absolut aberantă. Da. Pentru că astea sunt problemele reale, frate și surori. Mântuitorul știa că dacă toporul nu-i pus la rădăcina egoismului nostru, noi suntem pierduți. Unde există numai puțin permisivitate pentru egoismul nostru, încep să dea lăstari. Dar lăstari de tot felul, știți? Măi, și tu îi tai, el crește altul, pe dedesubt. Au un spor la crescut lăstarii ăștia extraordinar. Au un spor. Dar știți, de, ca și mine, da? Curățați copacii și vedeți cum dau lăstarii aia de la, nu de la altoia, ei la rădăcina de jos. Și tot îi rup și tot îi rup de 5 ori pe vară și el tot dă. Și iarna și toamna e cel mai verde. Primul care înflorește, primul. Ăștia suntem noi. Și Mântuitorul spune, nu. Lasă asta cu frunzulițele, cu nu știu ce. Lăsați pe alți trai frunze la câini. Și el le-a spus, dragii mei, avem de-a face cu lucruri foarte serioase. Pentru că Mântuitorul știa că după plicarea lui, biserica ar fi ajuns o jucărie a vrăjmașului cu lupte inutile pentru niște orgolii care nu fac 5 bani. Care mai grozav, care mai mare. Nu știa Domnul Iisus pe Iuda? Îl știa sau nu știa? Nu știa? Și dacă i-ar fi spus în față, ar fi recunoscut Iuda? Da? De ce? Pentru că problema era în inima lui. Problema nu era de păstorație, de pastor sau de păstorul, ai Iisus păstorul, da? Și problema era de atitudine. Vrei să fii guvernat de principiile Domnului Iisus Hristos și să te autoeduci, să te cercetezi pe tine însuți în vederea mântuirii sau te urci tu în autobuzul filozofului Chiarag și o iei și tu? Asta e. Da. Domnul Iisus, privind la ucenici în timp ce mergea spre Golgota, a văzut mai departe decât vedeau ei, că Mântuitorul venea din cer, unde fusese lupta aceea mare între îngerii sfinți și cei care au pactizat cu Lucifer. Și Domnul Hristos a văzut sămânța luciferiană care cu o dibăcie fantastică, folosindu-se de inclinațiile firii pământești, a sădit-o acolo încât ucenicii nici nu sunt conștienți. Ei sunt ucenicii Domnului Iisus, ei merg la cer, dar cu aceste pusee de egoism. Cu gelozie, cu invidie, cu spirit
mă rog, luciferian, doar dispute și niște dorințe din astea egoiste. De fapt, erau lucrurile care stricaseră pacea cerului și a fost acolo disputa. A treia parte din îngerii Domnului au trebuit să spune, nu mai e ce face cu ei. Nu mai există niciun remediu. Și au fost aruncați din prezența lui Dumnezeu. Și au venit pe pământul nostru, au înșelat pe primii părinți și au transformat planeta aceasta după această minte malefică și egoistă, care punea ca alternativă la altruismul, dragostea, bunăvoința, binefacerea lui Dumnezeu, egoismul și mândrie și orgolile și ce vreți dumneavoastră. Și aici am ajuns. Apropo de politică, am ajuns să râdă toată Europa de noi, că la nimeni nu-i ca la noi. Da. Iisus știa de unde vine această luptă absurdă, care produce înstrăinare, care produce ură, care produce divizare, care este 100% blocajul Evangheliei. Și magistral, frați și surori. Rețineți cuvântul acesta, că aici chiar merită reținut. În mod magistral, Domnul Iisus Hristos, în loc să-i mustre, caută să le arate principiile sale. Începând de aici, în camera de sus, și în camera de sus, în loc de 1000 de predici, tari, pacatul, potriva pacatului, da, Domnul Hristos se însinge, se pleacă să facă o lucrare. Pentru că El vrea să le arate că principiile cerului de acolo de unde venea și unde îi dorea și pe ei erau ceea ce conta pentru dânsi. Și a adus un copilaș în mijlocul lor. Și a spus, măi, oameni buni, nu vă trebuie mușchi. Sau în alt context. Și acum cine nu are pungă să ia pungă, cine nu. Vă aduceți aminte, da? Traistă, n-ați luat până acum, n-ați zis, și vedeți, luați-vă și un cuțit, eu știu, o sabie, zice în traducerea noastră. A, Petru s-a retare, zice, avem două, e mult. Da. Ce le spune Domnul, ce înțeleg ei? Da. Aduce un copilaj. Știți ce aveți nevoie? Să vă faceți ca acest copilaj. Pentru că porțile cerului se vor deschide doar pentru unii ca ei. În afară de Iuda, frați și surori, aici este partea fericită a acestui pasaj. În afară de Iuda, toți au prins lecția. Au prins lecția aceasta și mai târziu au fost salvați. Și au venit în fire. Și au fost martiri. Au predicat și au fost oameni ai lui Dumnezeu. Călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Într-o lucrare pe care Mântuitorul voia să o facă și a făcut-o prin ei. Și au învățat lecțiile, frați și surori, și biserica a fost salvată și va fi salvată biserica și astăzi. Și dacă învățăm lecția, biserica noastră este salvată. Și eu mă rog pentru asta. Sigur că mă rog pentru lucrul acesta, nu mă rog neapărat pentru cel, mă rog pentru mine, inclusiv că eu sunt membru al acestei biserici. Biserica atunci e salvată când toporul este pus la rădăcina oricăror pusee de egoism. Și ucenicii au văzut că cel mai înalt privilegiu pentru ființele omenești este să detroneze euul și orgoliile și mândria și apucăturile astea firești și să lase pe Iisus să-și facă lucrarea așa cum și-au dorit-o în ziua botezului sau în ziua în care lua decizia pentru botez. De asemenea, ucenicii au văzut că Dumnezeu, frați și surori, nu este dependent în niciun fel, în nicio formă, de nicio ființă omenească. Sau este? Cum ne mai place uneori să spunem. Nu este. Dumnezeu nu este dependent de niciun om. Indiferent cât de înzestat ar fi. Un profesor de la Sagunto, mi-a plăcut ilustrația lui,
Era o discuție mare cu privire la daruri și, mă rog, unii cu daruri foarte important și nu știu, în biserică. Într-adevăr, sunt daruri foarte importante. Dar gândiți-vă că mărimea darului nu o stabilim noi și o stabilește Domnul Iisus Hristos. Și s-ar putea întâmpla ca cine își face lucrurile mici, datoria cu credincioșie, să le primească pe cele mari. Alții care cred că sunt unele mari și altele mici, să nu aibă parte de ziua aceea. Dar profesorul Slăsagântă, ca să iluzeze, bă, duși adu gălea de apă. Aia nu știu dacă o găleat sau un vas, mă rog. Aia a spus, a trimis să aduc. Au dus ăștia apa. Erau toți studenții acolo în jur. V-am mai spus oare povestea asta? Nu cred. Și spune, băi, bagă mâna în apă. Mai adânc! Mai adânc! Aia a dat de fund, da. Ține-o, leac. Ține-o ăsta acolo, nu știa nimic ce vrea profesor. Scoate-o acum! Scos-o! Scutură! Scuturat-o! Unde-i golul? Unde-i mă golul? Așa sunteți toți și așa suntem toți. Nu lăsăm niciun gol decât în inima noastră. Și lăsăm gol locul pe care ne-l-a pregătit Iisus Hristos în împărăția Lui prin jertfă. Căci niciunul nu suntem așa cum ne credem. Și au înțeles lucrul acesta, frați și surori. Apoi ei au văzut, așa cum declară Ellen White în Hristosul al Lumii, pagina 437, au înțeles ucenicii că simplitatea, uitarea de sine, dragostea încrezătoare a unui copil sunt atribute pe care cerul le pune în valoare sau le valorează. Iar în camera de sus, ucenicii au înțeles, mai puțin Iuda, cum am zis, că pentru mântuire, frați și surori, trebuie să înceteze radical. Radical înseamnă total, total. Trebuie să înceteze, să mai irosească resursele și darurile cu care a existat Dumnezeu pentru un loc mai bun în autobuzul lumii care merge condus de diavolul spre pierzare. Căci dacă ești copilul lui Dumnezeu și te faci părtaș prin simbolurile binecuvântate și sfinte. Tu ești copilul lui, nu ești copilul autobuzului lumii. Și atunci de unde puseile acestea? În camera de sus, ucenicii au înțeles că locul cel mai bun pe care îl pot ocupa în călătoria aceasta a vieții către noul Ierusalim este locul pe care ți-l dă Dumnezeu și în care te comporți ca un copil credincios. Filozofie mai simplă nu există și nici mai adevărată pentru că e filozofia Bibliei. Cine vrea să dea din coate și să facă și orgolii și pretenții și mândrii și gâdilarii la tălbi că vai de mine ce o fi, va rămâne cu asta. Cam atât. Cu Iisus, frați și surori, și modelul Lui, am avea o guvernare nu doar foarte bună, și cea mai importantă de sine. Iar problemele s-ar rezolva extraordinar de bine, la minut. Că aici sunt probleme care se rezolvă la minut. Eu îl crucificat zilnic și lași pe Duhul lui Dumnezeu să troneze în viața ta și să te conducă. Poți apărea cu relații complicate în familie, în biserică, unii cu alții, frați și surori, știu eu, o mulțime de relații. Dar există rezolvare la minut, dacă fiecare ar urma sfatul Bibliei. Să vă amintesc de Filipeni, capitolul 2? Să aveți în voi gândul care era în Iisus. Măcar că El putea să vină cu ceva în comparație cu noi, cu ceva, putea să vină cu orice ca Dumnezeu. Dar s-a făcut ca model pentru noi să înțelegem bine, s-a așezat până la moarte. Fiecare din voi să dea
întâietate. Și fraților, zicea Pavel, faceți în bucurie de plină și aveți o dragoste, o inimă, un cuget, un gând și așa mai departe. Competiția cu gelozie, ură, nu este pentru cei care călătoresc prin Noul Ierusalim. Ba mai mult decât atât. Sigur, dacă nu s-o pocăiesc repede, vor fi pierduți. Nu are nicio importanță, frați și surori, cine va sta în călătoria spre Noul Ierusalim, la stânga sau la dreapta, sau ministrul de finanțe, sau mai știe ce. Nu are nicio importanță asta. De ce? În cer vom fi acasă. Iar în autobuzul lumii așa se practică. Și Domnul Hristos știa că influența este posibilă. În pregătirea pentru cină, să nu ne gândim însă, și cu asta am încheiat, în pregătirea pentru cină, să nu ne gândim la egoismul altora. Că marea majoritate reformatorilor de astăzi vor sfințenia în biserică, dar să-i facă sfinți pe alții. Și dau și din mână și învârt texte și caută note. Stai, ia o pauză, prietene. Întâi pocăiește-te tu, uite în casa ta, uite în viața ta, uite la roadele tale pe care le aduci. Și apoi, dacă trebuie, și te îndeamnă Duhul Domnului, mai spune și altora. Nu e nevoie să-i facem pe alții biruitori. Dumnezeu ne cheamă ca noi să fim biruitori ai păcatelor, biruitori cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să fim în ceruri. Frați și surori, Iisus se sesizează un moment de slăbiciune al bisericii și îl corectează. Și ne oferă modelul celei mai bune guvernări din lume. Guvernarea de sine după principiile Domnului Iisus Hristos. Un exemplu de slujire, de dragoste și de altruism. Așa după exemplu Domnului Iisus, care i-a iubit. Și i-a iubit până când? Până la capăt. Așa să ne ajute Domnul și pe noi. Și mâine să luăm cina, frați și surori, cu curăție de inimă și cu bucurie și cu conștiența că prin Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, putem să avem pentru noi cea mai bună guvernare din lume. Guvernare de sine.